Împărțirea de posturi pe criterii politice nu a ocolit nici învățământul. Prefectul de Gorj recunoaște că politica afectează și acest domeniu. Marcel Iacobescu a convocat azi la discuții conducerea Inspectoratului Școlar Județean și spune că ulterior va discuta și cu primarii din județ pentru ca în anul școlar următor să fie eliminate disensiunile dintre edil și directorii de școli care au interese diferite. În anul acesta vreau să discut mai mult cu inspectoratul școlar și ulterior vom avea o întâlnire și cu domnii primari, să existe o colaborare mai eficientă și mai apropiată între directorii de școli și primari. Pentru că sunt locuri unde sunt anumite frecușuri și cei care suferă sunt copiii. Unitățile de învățământ din județ vor fi verificate de echipe mixte în perioada următoare, care vor stabili câte dintre școli îndeplinesc și câte nu condițiile de igienă și siguranță pentru începerea anului școlar. Săptămâna următoare vor avea loc controle la unitățile de învățământ, în absolut toate unitățile de învățământ. Mâine o să avem la ora 11 o întâlnire cu șefii tuturor instituțiilor implicate în aceste verificări, respectiv ISU, DSP, Inspectoratul Școlar, jandar, poliție. Vom stabili câteva direcții care trebuie urmărite. Pe lângă ceea ce s-a consemnat în ordinul prefectului, vom stabili clar direcțiile pe care le avem în vedere, în așa fel încât anul școlar să înceapă în condiții foarte bune pentru toți copiii. Adică vor fi urmărite ca în fiecare an condițiile igienico-sanitare, aprovizionarea cu lemne, asigurarea surselor de încălzire. În Gorj sunt puțin peste 100 de unități de învățământ, însă în fiecare an, o parte dintre acestea derulează cursuri fără avizele necesare de la instituțiile statului, deoarece nu îndeplinesc condițiile minime impuse de legislație.